mai mult ca oricând ai simți nevoia acelei tăceri de care vorbea Părintele Mihai Andrei mai devreme, pentru că nu prea mai poți spune ceva după astfel de imagini, după astfel de cuvinte. Fiecare dintre intervențiile pe care le-am văzut are o poveste întreagă în spate. Nici nu știu cum să numesc. E foarte emoționant. Cred că fiecare dintre personajele pe care le-ați văzut, fiecare în parte o personalitate uriașă, merită un material de sine stătător, fără îndoială. Sigur că noi, de-a lungul acestor ani, am făcut niște filme, primul, desigur, cu domnul Dan Lucinescu, al doilea cu Părintele Iustin Pârvu, la împlinirea 90 de ani, numit la aniversară, al treilea, un film la care personal țin foarte mult, pentru că este un omagiu adus ostașilor români care au murit pe frontul de Est și au dat viața acolo pentru neamul nostru românesc. Și trebuie să vă spun că din cercetările pe care le-am făcut, peste 620.000 de români și-au lăsat oasele pe teritoriul rusesc. Peste 620.000 de oameni. Domnul doctor Iosif Niculescu, pe care l-ați văzut, este unul dintre puținii supraviețuitori ai luptelor de la Cotul Domnului și, în general, de pe frontul de Est. Toți acești mărturisitori atestă cuvintele marelui gânditor român Petre Țuțea, care spunea că suferința este calea împărătească spre mântuire. În realitate, însă, astăzi, omul fuge de suferință și nu numai că fuge de suferință, ci mai mult decât atât, caută cu toate puterile sale și cu toate mijloacele să își asigure confortul. Eroii noștri, parte dintre ei, dintre cei pe care i-ați văzut, dar și alții pe care, de care poate ați auzit, mă gândesc în primul rând la Mircea Vulcănescu, eroii noștri au avut confort, cel puțin în prima perioadă a vieții lor. Însă atunci când suferința a venit peste ei, au acceptat-o senin și, după cum spunea domnul Dan Lucinescu, mentorul nostru până la urmă și cel care îi datorăm numele acestei fundații și la care ne gândim cu recunoștință și urăm ani mulți de acum încolo, deși e în suferință, acum 3 zile împlinit 92 de ani, chiar în ziua Sfinților Împărați. Deci, domnul Lucinescu spunea că acceptarea necondiționată a suferinței a fost cea care i-a ținut, i-a ajutat să reziste în acei ani lungi de prigoană. Pentru el au fost 15, pentru Părintele Iustin 16, pentru Tică Iulian, cum spuneam, 14 și așa mai departe. Au fost eroi români care au dus până la 20 și ceva de ani de temniță. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a prilejuit, dar a și îngăduit atâtea întâlniri minunate pentru noi, pentru membrii fundației, întâlniri care ne-au marcat viața și au devenit pentru noi pildă vie. Și cred că avem datoria cu toții să transmitem mai departe ceea ce am primit și ceea ce am înțeles de la acești eroi și martiri ai noștri. Cred însă că mai este un aspect. Ne întâlnim adesea, mai în fiecare an, în fiecare pelerinaj și ne bucurăm să-i vedem, să-i ascultăm pe acești mărturisitori ai noștri. Cred însă că pentru a schimba ceva cu adevărat în țara asta, ar trebui să trecem la etapa următoare și anume de a ne face urmași ai lor în credință, în demnitate, în tăria cu care s-au manifestat și, nu în ultimul rând, în manifestarea dragostei de care ei
au dat o dovadă. Și numai așa, probabil, că Bunul Dumnezeu se va milostivi de noi și ne va rândui condiții mai bune pentru țara noastră. Astăzi, lumea se plânge că avem condiții rele, că politicienii sunt cum sunt și așa mai departe. Tică Iulian, pe care l-ați văzut mai devreme, acel tânăr neastâmpărat, după cum spunea, neastâmpărați am fost de tineri și neastâmpărați vom și muri, și așa a fost, până la cei 86 de ani pe care i-a trăit, i-a îngăduit Dumnezeu. Deci, Tică Iulian spunea că atunci când au ajuns în închisoare, și-au dat seama că întâi de toate, și erau foarte tineri, și erau foarte curați, și-au dat seama că întâi de toate ei trebuie să se lupte cu răul din ei înșiși, ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi, și abia apoi trebuie să te lupți cu răul lumii. Astăzi, chiar dacă poate nu percepem, trăim și noi într-o alt fel de închisoare. Asta este realitatea. Și, cum spuneam, nu prea o percepem. Să ne ajute Dumnezeu să ne eliberăm, să-L primim pe Hristos cu adevărat, permanent în sufletul nostru, iar Hristos care este iubire, dar și adevăr, ne va face liberi și pe noi, la fel ca pe înaintașii noștri. Aș vrea să închei aici acest ultim cuvânt, nu înainte de a aduce mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil ca acest eveniment să se întâmple. În primul rând, doamnei Gabriela Mărgărit și părintelui Victor, de la Paraclisul Sfinții Chiriu și Metodiu de aici, din agronomie, conducerii Institutului Agronomic, care ne-a aprobat să fim aici în această seară, un gând special de dragoste pentru cel care a fost rectorul acestui institut și ctitorul acestei biserici și care în această seară ne-a făcut mare, mare bucurie să fie alături de noi, domnul Ioan Nicolae Alecu. Mulțumim din suflet și recunoștință. Tuturor celor care au trudit, cum spuneam, pentru acest eveniment, lui Ștefan în mod special pentru truda lui și pentru dovada de ascultare pe care a făcut-o în toți acești 10 ani, în care a mai cârtit el câteodată, dar întotdeauna a dus la îndeplinire ceea ce l-am rugat, a fost un ajutor neprețuit, fără de care să știți că de mult mai puține lucruri v-ați fi bucurat în acest interval de timp. Aș vrea să mulțumesc domnului Dan Lucinescu în mod special, nici n-am cuvinte și îmi pare rău că nu este printre noi și că nu am timp suficient să îi aduc omagiul pe care l-ar merita și tuturor eroilor noștri care ne-au inspirat în toți acești 10 ani. Invitațiilor special de astăzi, părintele Mihai Andreada și Ciprian Voicilă, toată dragostea. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră tuturor celor care într-o zi de așa natură, în ceea ce privește vremea, ați ales totuși, tot din dragoste, să fiți alături de noi, motiv pentru care vă suntem recunoscători. Să ne dea Dumnezeu ca să ne bucurăm în continuare de astfel de momente și de fiecare dată să ne bucurăm cel puțin la fel. Doamne ajută, Hristos a înviat, cu tine tuturor.